ce fericire, câtă iubire încape într-o inimă. Doar eu cu tine să fim pe lume. Am rămas în Iași cu o altă surpriză pentru doamna Marcela, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea soțului și din partea întregii familii. Așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să urăm toți un la mulți ani. Pentru tine cred că aș muri de n-ai fi tu. Bună ziua! Pe doamna Marcela o căutăm. Dumneavoastră sunteți! Ne primiți la dumneavoastră? Haideți să mergem împreună! Astăzi știm că sunteți sărbătorită, da. Și împliniți o frumoasă vârstă. Venim, da, la dumneavoastră cu o surpriză din partea cuiva drag dumneavoastră. Și am să vă întreb, dacă cumva bănuiți dumneavoastră, cine v-a pregătit această surpriză? Soțul. Așa credeți dumneavoastră? Da. El să fie oare? Sunteți atât de sigură? Da. Eu zic să vă mai gândiți un pic, cine poate să fie? Soțul rămâni? Da. Aveți atâta încredere? Da. O spuneți atât de sigur? Da. Ia să vedem ce scrie pe tortuleț. La mulți ani, iubirea mea. Da. Deci ați simțit dumneavoastră. Ați avut dumneavoastră dreptate. Am să vă rog să țineți așa. Să știți că astăzi din toată inima, pe lângă un la mulți ani, și-a dorit din toată inima să vă transmită iubirea ce vă poartă. Că sunteți iubirea vieții dumnealui. Că astăzi din toată inima și-a dorit să vă facă ziua cât mai frumoasă, cât mai specială, așa cum sunteți dumneavoastră. Înainte de toate, noi o să vă cântăm un la mulți ani, după care o să aflăm și ce au astăzi să vă transmită, atât soțul cât și cei dragi dumneavoastră. Toată lumea pregătită să cântăm mulți ani? Da. Susținători avem aici, este foarte bine! Iar acum să știți că a venit momentul cel mai important. Să aflăm și ce are astăzi să vă transmită. Iar mesajul spune așa: astăzi este o zi minunată, ziua ta de naștere, iubito. Îți doresc ca viața să-ți ofere momente fericite și unice, zâmbete prietenoase și sincere, soarta să te răsfețe cu sănătate, frumusețe, noroc și bunăvoință. Soția mea minunată, cea mai bună și nemaipomenită, te felicit și spun în tot sufletul că te iubesc. Soțioară, rămâi la fel de minunată, o femeie fericită. Te iubesc și îți doresc tot binele din lume și să avem o viață liniștită împreună. Asta îmi doresc din tot sufletul. Doar datorită ție am tot. Am confort în casă, o familie fericită și un sprijin puternic. Îți mulțumesc, draga mea, și încă o dată îți spun la mulți ani. Cu toată dragostea din partea soțului tău drag și din partea celor care sunt aproape mereu. La mulți ani! La mulți ani vă spunem și noi, doamna Marcela. Mulțumesc! Să stați aici mai aproape de soție. Iar acum, dacă ați avea cumva să-i spuneți și dumneavoastră ceva soțului, să-i transmiteți ceva. Îl iubesc și eu foarte mult. Mulțumesc lui Dumnezeu că am o familie frumoasă, fericită. Doar împreună ați reușit. Împreună am făcut. Pentru susținere și pentru tot ceea ce ați oferit astăzi și a dorit să vă fac ziua cât mai specială. Da. Noi sperăm că a reușit câtuși de puțin. Da. Cine știe până la sfârșit de zi ce mai urmează, câte surprize mai aveți pregătite. Da. Da. Iar acum, să știți că nu a fost tot. Noi pentru noastră mai avem și melodii pregătite din partea soțului. O melodie venită cu toată dragostea. Și ia să vedem, poate o cunoașteți dumneavoastră. Tu ești iarăși.
dată, vă spunem. Mulțumesc frumos. Și, cum vă spuneam, surprizele continuă. Domnul a mai închiriat pentru dumneavoastră și limuzina, care o să vă aștepte în câteva minute jos. Surprizele continuă. Și noi sperăm să fie cât mai frumoase surprizele. Și să ne spuneți și nouă ce a urmat astăzi. O să vrem detalii. Sperăm că ați reușit să scrieți doamnei Marcela un la mulți ani acolo în comentarii. Acum mergem mai departe, spre Gorăiești. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.